Dumitrache, avem primele imagini cu lada cu grenade care a fost găsită în interiorul unui colegiu din capitală. Alex Munteanu este acum în legătură directă. Bun găsit, Alex! S-au găsit aceste grenade. Ce spun anchetatorii despre ele, autoritățile care au ajuns acolo? Erau armate? Aici la Colegiul Economic Hermes din București, exact în momentul când am ajuns, am găsit și echipajul de la UTIS-ul Ciolpani, echipa pirotehnică, care a scos din colegiu lăzile cu grenadele defensive. Acestea sunt niște grenade de exercițiu care par a fi din 1950, nu reprezintă niciun pericol, mi-au spus anchetatorii, mai exact această echipă pirotehnică. Cert este că la liceu nu erau elevi pentru că acesta se află în reabilitare. Toată lumea este sub, în afara oricărui pericol. Aceste lăzi cu grenade au fost ridicate și urmează a fi duse la, la baza echipei pirotehnice. Mai multe detalii momentan nu avem. Ai reușit să afli dacă cei care au ajuns acolo vor face căutări să vadă dacă nu cumva sunt și alte lăzi cu o posibilă muniție rămasă, așa cum spui că ai aflat din 1950, pentru că se vor întoarce copiii la școală și să nu mai existe niciun fel de pericol? Echipa a ridicat momentan aceste lăzi și, ținând cont că este prima zi de reabilitare, abia au început aici reconstrucția liceului, reabilitarea acestuia, așa cum spuneam, și în cazul în care vor mai exista și alte descoperiri, cu siguranță va fi din nou chemată această echipă. Exact acum a plecat, după cum cred că mă auziți și voi, a plecat această echipă de intervenție. Nu știu, momentan aceștia au spus că liceul și toată lumea aflată în acest proces este în afara oricărui pericol. În cazul în care vor mai exista, cu siguranță vor fi din nou la fața locului. Mulțumesc, Alex Munteanu. Vedem în imagine acea ladă plină cu grenade, găsită în urmă cu puțin timp la un colegiu din capitală. Descoperirea a fost făcută în timpul în care se efectuau lucrări de reabilitare la acest liceu, așa că nu există un pericol momentan. Spun cei de acolo că nu erau armate și vom vedea dacă vor mai exista astfel de grenade. Continuă și lucrările și căutările celor din echipele pirotehnice.